Un executor judecătoresc din Chișinău, fiul acestuia, dar și un bărbat din Dondușeni vor compărea pe banca acuzaților, bănuiți de trafic de influență și escrocherie. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în judecată dosarul celor trei suspecți. Potrivit procurorilor, cei trei i-ar fi promis unei femei din Cantemir că vor face posibilă eliberarea soțului ei, care se afla în arest în Ucraina. În cadrul întâlnirii, colonelul, între ghilimele, având intenția premeditată de dobândire ilicită prin înșelăciune și abuz de încredere a mijloacelor bănești, și-a exprimat convingerea că ar putea soluționa problema privind eliberarea celui reținut în maxim 3 săptămâni, contra sume de 25.000 euro, prin intermediul unor persoane influente din Ucraina, precum și prin angajarea unui avocat care i-ar putea acorda servicii de asistență juridică. Executorul judecătoresc împreună cu fiul său i-ar fi organizat femeii o întâlnire cu un pretins colonel care ar avea influența asupra autorităților ucrainene. Dacă vor fi găsiți vinovați, executorul judecătoresc, dar și fiul acestuia, riscă până la 7 ani de pușcărie pentru trafic de influență, iar bărbatul din Dondușeni, bănuit de escrocherie, ar putea să-și petreacă următorii 15 ani după gratii.